să vă salut cu mult drag în cel mai frumos nume care ne-a fost dat, în numele Domnului Iisus Hristos, care prin Harul Lui ne-a mai dăruit o zi să ne apropiem de Cuvântul Lui. El să ne țină bunul obicei de a citi, medita și asimila Cuvântul Lui, dăduind în noi chipul Lui Hristos. Dintre cele patru texte planificate pentru această zi, 12 iulie 2023, în proiectul Împreună, doresc să mă opresc la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1. Niciuna dintre celelalte scrieri ale Apostolului Pavel nu sunt la fel de bogate sau organizate ca și Epistola către Romani. Fiecare credincios ar trebui să studieze conținutul acestei epistole. Ea este considerată alfabetul credinței și nu numai, ea este și busola tuturor călătoriilor prin doctrinele Bibliei. În Romani, capitolul 1, Apostolul Pavel se prezintă pe sine ca fiind mesagerul oficial al lui Dumnezeu, iar mesajul transmis se rezumă la scopul lui Dumnezeu împlinit prin Iisus Hristos pentru toate neamurile, adică pentru toată lumea. Pavel nu a vizitat biserica din Roma, care era formată dintre evrei și neamuri, doar le trimite această scrisoare în care atinge aceste trei mari învățături. Învățătura doctrinală, cum mântuiește Evanghelia păcătoșii. Învățătura națională, cum se aplică Evanghelia Israelului. Învățătura devoțională, cum se trăiește Evanghelia. Dumnezeu a împlinit promisiunea biblică de a revendica pentru sine întreaga lume. Romani, capitolul 1, versetele 1 la 7. Cei ce au răspuns acestei vești bune prin credința în Iisus Hristos, nu prin lege, formează poporul lui Dumnezeu și sunt chemați de Dumnezeu să trăiască în concordanță cu devotamentul lor față de vestea bună. Trăirea unei vieți deosebite era și este posibilă pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de mântuire a fiecărei ființe umane care crede mesajul, indiferent de statutul social, etnic sau cultural. Romani, capitolul 1, versetele 8 la 17. În consecință, punctul culminant al acestui pasaj îl prezintă motivul pentru care Apostolul Pavel dorea să transmită acest mesaj, care tratează la fel pe toți oamenii într-un loc în care puterea și prestigiul depindea de distincțiile sociale dintre oameni. Acest motiv implică o prezentare concentrată a Evangheliei. Puterea de mântuire a lui Dumnezeu ajunge la fiecare om care crede. Puterea de mântuire este și pentru evreu și pentru grec. Evanghelia descoperă dreptatea lui Dumnezeu. Evanghelia acționează conform principiului biblic. Omul care are credință în Dumnezeu devine drept și de aceea trăiește. Al doilea pasaj, Proverbe, capitolul 19, versetele 4 și 5. Proverbele au fost scrise cu scopul de a ajuta pe credincioși să-și adâncească evlavia, adică frica de Domnul, și să-i facă simțite efectele în toate sferele vieții. Proverbele ne ajută ca în toate domeniile vieții să facem alegeri înțelepte, care să ne aducă binecuvântare și nu pagubă. Nu în cele din urmă, proverbele prezintă pe Dumnezeu ca fiind drept și care deține autoritatea și controlul absolut asupra oamenilor. În consecință, trebuie să fim atenți ca să putem face alegeri în așa fel încât să evităm mărturiile mincinoase care atrag pedeapsa lui Dumnezeu, cât și să avem o bună țintă aducătoare de binecuvântare, prietenia lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!